Pregătim rasol de vită în vin la cuptor. Avem o bucată de rasol de vită, după cum vedeți, nu cel cu os la mijloc, folosit în general pentru supă. Bucata are 650 de grame, 3 morcovi, 6 căței de usturoi, o cană de vin roșu, în caz că mai trebuie, mai adăugăm o jumătate de cană, 3 linguri ulei de măsline, piper, sare, cimbru și puteți adăuga busuioc dacă vă place. Folosiți un vas termorezistent. Punem în el puțin ulei. Adăugăm carnea. O stropim și pe aceasta cu puțin ulei. Adăugăm morcovii, tăiați rondele. Ei se vor înmuia și vor avea un gust extrem de dulce. Carnea o să scadă. Adăugăm usturoiul, nu-l pisați, puteți să-l tăiați în două sau în sferturi. Puteți să puneți și mai mult în funcție de gust. Adăugăm sare după gust. Eu folosesc sare fără iod acum. Câteva boabe de piper. Turnăm și vinul. Presărăm cimbru. Între timp încălzim cuptorul la 180 de grade. Vom acoperi vasul și vom lăsa înăuntru 2 ore. Apoi, dacă mai trebuie sau dacă vreți să fie friptura mai rumenită, puteți lăsa încă o jumătate de oră fără capac. Și acesta este rasolul de vită după 2 ore la cuptor, acoperit la 180 de grade. Dacă vreți să-l mai rumeniți puțin, să fie mai uscat, îl puteți lăsa încă o jumătate de oră fără să fie acoperit, tot la 180 de grade. Puteți servi cu garnitura de morcov, cu piure de păstârnac și pătrunjel, cu rasol de fasole verde sau simplu, numai cu garnitura de morcov cu care a fost introdus la cuptor și cu usturoi.